deșteptarea. Văzut că la Iași s-au găsit soluții. Înțeleg că primarul o să bage pentru transportul elevilor și al studenților curse speciale, dar ca să deblocheze intersecțiile, primarul Iașiului, Mihai Chirica, a anunțat că va fi introdus un antemergător de la poliția locală care să ajute la deplasarea tramvaiului. Poliția asta, băi, nu m-aș fi gândit niciodată. Tramvaiul cu antemergător. Da, știi că tramvaiul nu poate să depășească pe cealaltă linie de tramvai. Da. Și atunci se întâlnește cu băieții în trafic. Adevărul e că, din punctul ăsta de vedere, la noi în București s-a rezolvat jos pălăria doamnei Firea, din punctul ăsta de vedere, cu gardurile alea. Că acum tramvaiele în București, așa, mergață, cam peste tot, unde sunt garduri. Și sunt garduri, cred că, pe 70% din liniile de tramvai din București, dacă nu mai mult. Că ții minte cum era și la noi acum niște ani, că se blocau tramvaiele în intersecție și se nenorocea toată intersecția. Stai liniștit că se blochea, intersecțiile n-au... Adică până la urmă inițiativa asta lui Chirica e una disperată și de înțeleg, măcar să traversezi tramvaiul intersecția, știi? Deci, da, mie mi se pare inedită. E ca și cum ar pune un polițist în fiecare intersecție ca să traverseze de mână cu Vatmanul. Exact. Să ne adă oglindă, așa, știi, cum trec aia cu calul în ham, să ne adă oglindă tramvaiul să treacă strada. Mi se pare foarte bună. Poate există și, nu știu, habar, poate există și alte soluții ca să fluidizăm traficul. Poate s-au luat măsuri de genul ăsta disperate și prin alte orașe. Așa că, prieteni, dacă aveți situații de genul ăsta sau dacă aveți idei de fluidizare a traficului, vă așteptăm cu mesaje, de preferat audio, la 0728111222 sau dacă vreți să intrați în direct 0372069599, să vorbim despre idei de fluidizare a traficului, pentru că începe școala și, cum spunea domnul Cristache de la Federația Națională a Asociațiilor de Părinți mai devreme, încă se practică la noi în București cel puțin viza de flotant și sunt mulți oameni care își dau copiii la școală dintr-un cartier în altul și străbat orașul în lung și în lat ca să-și ducă copiii la o școală mai bună, așa că e de așteptat să fie haos pe străzi. Haideți cu soluții găsite de alții, ni le puteți transmite, sau idei de la voi. Hai să vedem, că uite, vin mesaje chiar de la Iași. Hai că asta e bună cu Chirica. Să mai încurce și cel care dirigează tramvaiul. Cred că s-a inspirat în momentul în care polițiștii locali dirigează circulația înainte să treacă el prin toate intersecțiile. Aș vrea să-l văd fără poliție locală dimineața spre serviciu, să vadă și el cum e traficul adevărat. Marian din Iași. Mulțumim, Marian. Să știi că lucrul ăsta se întâmplă cam peste tot. Autoritățile folosesc antemergător. Nu știu dacă chiar și autoritățile locale, dar se întâmplă lucrul ăsta peste tot. Pentru fluidizarea traficului în București sunt două măsuri urgente și simple pe care ar trebui să le ia primăriile. Unu, sensuri unice pe foarte multe străzi unde este înghesuială. Lucrul ăsta s-a realizat în urmă cu mulți ani. Poate că s-ar mai putea, sunt. Da, s-ar putea insista. Unde și doi, eliminarea posibilității de a face stânga oriunde și oricum. Trebuie să fie 80% regulă doar la dreapta și pentru a face la stânga trebuie stabilite doar anumite intersecții mai mari. Te duci 200 de metri mai încolo, ajungi la un punct, la un rond, întorci și poți să faci, știi? Da, nu era ideea. Nu era ideea. Restul măsurilor, trafic suspendat, pe ideea lui Oprescu, mă rog, nu știu ce să zic. Asta este SF pentru noi, adică noi n-avem încă autostrăzi la sol, la asta cu trafic suspendat. Ne compară cu Istanbul, Bangkok și, mă rog, cred că e destul de dificil. Da. Mai spunea cineva mai devreme într-un mesaj că în Praga au dezvoltat o rețea vastă de șosele subterane. Deci da, mă, nu, hai să fim serioși. Deci noi trebuie să fim realiști până la urmă, adică vorbim de măsuri realiste, nu de fantezii. Marcel din Sibiu ne-a dat mesajul respectiv. Ia, să mai ascultăm. Viața havărilor. Da, Sebi din Cluj. Sebi, bună. Știți că am eu o soluție. Luați-l pe Moca nostru, domnul primar, și ăsta vă fluidizează traficul, de n-aveți treabă. Tăt traficul cu mașini vi-l închide și vă pune numai să mergeți cu bus și cu tramvai și cu ce alte mijloace de transport în comun mai aveți. O zi minunabilă de la Cluj. Mulțumim tare mult. Mulțumim pentru mesaj, Mihai. Deci mergem cu busul și suntem novori. No, cred că așa a zis. Nu știu, n-am înțeles prea bine termenul, dar poate știe cineva despre ce e vorba și ne spune. Mihai, începutul ăla. Mihai, bună dimineața. Bună dimineața, băieți. Neața.
Băieți, eu am noroc că locuiesc undeva pe la marginea orașului și cam toate intrările și ieșirile din Iași, că spunează domnul Chirica cu antemergătorul la tramvai. Mai nou, în Iași, într-o zonă foarte frumoasă, unde s-a construit în afara de fapt în toate părțile orașului, în toate ieșirile și intrările din oraș, în localitățile de plângă Iași s-a construit enorm. Blocuri, apartamente, case și așa mai departe, infrastructura nu se dezvoltă deloc, străzile rămân aceleași din anii 90 pe care le cunoaștem. Și mai nou s-a introdus în zona Nicolina, o zonă foarte aglomerată, linia de tramvai, s-au pus piloni ca să nu se mai poată circula, erau 3 benzi, s-a îngustat acum drumul de la 2 benzi, iar un tramvai trece odată la 20 de minute pe o linie de tramvai care stă liberă, care poate fi bandă de circulat. Gândiți-vă că acum, când traficul este mai liber, se spune că nu au început școlile, tot este aglomerație, se face o coadă de 5-6 km în tot cartierul și vin și din exterior oamenii la muncă în oraș. Dar vreau să-mi imaginez ce va fi de luni, va fi de dată. Dacă mai pune domnul Chirica și antemergător, o să zburăm posibil, nu știu, altceva. Domnul Chirica întâi ar trebui să interesezi acocentura orașului, să nu mai stăm cu tirurile în oraș și cu mașinile mari și în ambuteiaje și așa mai departe. Păi uite, asta, poate, da, poate ne ascultă domn primar acum și ține cont de idei. Mie mi se pare că toate discuțiile astea la radio, la TV, nu știu, habar n-am, pe internet, se discută foarte mult despre trafic. Vin și soluții de multe ori, dar nimeni nu e acolo cât să le citească și să încerce să le pună în aplicare. Deșteptarea